Cum arată modelul hristologic de conducere? Ei bine, modelul de conducere utilizat de Isus este cel mai bine demonstrat în relatarea Evangheliei după Marcu despre alegerea celor 12 ucenici. În acest pasaj, Isus demonstrează o metodă aparent contraintuitivă, concentrată pe câțiva indivizi, mai degrabă decât pe mulțimi. Evanghelia după Marcu subliniază acest aspect, dezvăluind că mulți indivizi îl urmau pe Isus, dar adaugă că acești urmași ar fi fost filtrați prin procesul personal de selecție realizat de Isus însuși. Deși exista o opoziție crescândă față de Isus printre liderii evrei, mulțimea care îl urma creștea constant și devenea tot mai deschisă influenței sale. Istoric vorbind, discipolii decideau pe care maestru să urmeze, însă în cazul lui Isus, maestrul este cel care își alege ucenicii. Selecția celor puțini sublinează unicitatea planului lui Isus pentru o lucrare de succes prin acești 12 bărbați. Planul lui Isus a fost, observăm din relatarea evanghelică, a fost structurat cu scopul specific ca ei să fie cu el și ca el să-și extindă misiunea prin ei. Planul lui Isus a implicat un tipar de transformare a individului pentru a transforma lumea. Isus a investit în mod intenționat în formarea ucenicilor săi, evidențiind importanța uceniciei și a dezvoltării liderilor viitori. Modelul cristologic, prin urmare, se reflectă, de fapt, valorile împărăției lui Dumnezeu în toate aspectele vieții. Acțiunile lui Isus în Evanghelia după Marcu sunt fundamentale pentru înțelegerea conducerii cristologice, deoarece învățăm cine este Isus nu doar din ceea ce spune, ci și din ceea ce face. Conducerea creștină modelată de Isus este o reflecție a identității și acțiunilor lui Isus. Acesta este modelul pe care liderii creștini sunt chemați să-l urmeze, misiunea lor de a reflecta și de a extinde valorile împărăției lui Dumnezeu în această lume. Modelul de conducere a lui Isus se distinge prin angajamentul său față de ucenici și printr-o abordare neconvențională în selecția și formarea liderilor, reflectată în practica lui Hristos de mentorat. Un element esențial al modelului de conducere cristologic al lui Isus este proximitatea sa față de ucenici. Devotamentul de a avea aproape pe ucenici a fost crucial pentru a-i ajuta să îndeplinească sarcinile stabilite pentru ei. Acest tip de conducere se concentrează pe dezvoltarea liderilor prin intermediul unei relații apropiate, a unei relații personale. Isus a urmărit să-și formeze ucenicii, dar viitorii lideri, printr-o apropiere de viețile celor 12. Ucenicii au fost, prin urmare, chemați să transmită învățătura lui Isus și să o facă cunoscută pe scară largă, dar cei care ar fi trimiși trebuiau să fie mai întâi aproape de el. De asemenea, Isus și-a investit propriile resurse personale în procesul de mentorat, dar culminând cu sacrificiul vieții sale pe cruce. Acesta reflectă un angajament profund de a transmite adevărul mai departe prin formarea personală a ucenicilor săi. De asemenea, procesul de selecție a lui Isus evidențiază o inversare a tiparelor tradiționale de conducere. De exemplu, Isus a ales ucenici tineri, fără experiență și cu un caracter imperfect, arătând că prioritatea în calificarea pentru conducere începe cu apropierea de Isus, mai degrabă decât cu acreditările individuale. De asemenea, relația de mentorat pe care Isus a dezvoltat-o cu ucenicii săi este caracterizată de un angajament personal profund. Iar asta contrastează cu managementul orientat spre profitabilitate și productivitate, fiind axată pe dezvoltarea personală și pe obiectivele mai largi ale împărăției lui Dumnezeu. Isus a modelat, prin urmare, un tipar de conducere prin crearea unor relații strânse și intenționale, care au format alți lideri creștini. Modelul cristologic de conducere, pe care înțelegem, evidențiază faptul că liderii pot fi formați printr-o abordare intenționată, printr-o abordare concentrată pe dezvoltarea personală și spirituală. Este un model care pune accent pe relațiile autentice, care pune accent pe transformarea individuală ca mijloc de a transforma lumea. Modelul de conducere al lui Isus, reflectat în Evanghelie, oferă o paradigmă fundamentală și transformatoare pentru conducerea bisericii contemporane. Acesta se concentrează pe relații personale, pe mentorare, pe transformare spirituală. Un element esențial în modelul de conducere al lui Isus este prezența. În Evanghelia după Marcu se sublinează că scopul principal al alegerii ucenicilor a fost pentru ca ei să fie cu Isus. Înainte de a le încredința responsabilități, Isus a căutat să-i aducă aproape, formându-i într-o relație strânsă și personală. Această abordare pune accent pe formarea caracterului duhovnicesc, înainte de a atribui orice altă responsabilitate. Ucenicii au fost chemați să transmită învățătura lui Isus și să o facă cunoscută pe scară largă. Dar această misiune a început cu o relație personală și apropiată cu Mântuitorul lor. Pentru liderii bisericii de astăzi, această etapă inițială de mentorat implică nu doar prezența fizică, ci și o apropiere spirituală de Isus. Mântuitorul s-a rugat pentru succesul misiunii ucenicilor săi. Vedem asta în Evanghelia după Luca. Demonstrând că pregătirea personală și spirituală a mentorului este esențială pentru eficiența mentoratului. Liderii bisericii trebuie să-și dezvolte propria viață de rugăciune și spiritualitate, pentru ca această maturitate spirituală să fie transmisă generațiilor viitoare. Un alt aspect crucial al modelului de conducere al lui Isus este receptivitatea celor mentorați. Selecția celor 12 a fost o decizie intenționată a lui Isus. Iar acest lucru indică faptul că relația cu El, cu Hristos, va determina acțiunile lor viitoare. În contextul conducerii bisericii este important ca relația dintre lideri și ucenici să fie una care să încurajeze răspunsuri pozitive, o implicare activă. Ucenicia în viziunea lui Isus a fost mai întâi o relație și abia pe urmă o sarcină. De aceea, pentru a asigura o succesiune eficientă în conducerea creștină, mentorii trebuie să se concentreze pe dezvoltarea trăsăturilor de caracter. Trăsături de caracter asemănătoare cu cele ale lui Hristos înainte de a dezvolta abilitățile de lider. Care sunt implicațiile practice pentru conducerea bisericii? Aplicarea modelului hristologic în conducerea bisericii implică mai multe dimensiuni practice. În primul rând, formarea relațiilor autentice. Liderii trebuie să investească în relații personale cu membrii bisericii, nu doar în întâlnirile formale. În al doilea rând, prioritizarea rugăciunii. Viața spirituală a liderilor trebuie să fie consecventă și serioasă, servind drept model pentru comunitate. În al treilea rând, dezvoltarea caracterului. Conducerea creștină trebuie să se concentreze pe dezvoltarea trăsăturilor de caracter care sunt asemănătoare cu cele ale lui Hristos, mai mult decât pe abilitățile sau performanțele lor. Acest model de conducere bazat pe exemplul lui Isus are potențialul de a transforma profund biserica, pentru că creează lideri care sunt nu doar competenți, ci și profund transformați spiritual, capabili să-și îndeplinească misiunea cu autenticitate și devotament. Care sunt pașii practici pentru o astfel de conducere? În primul rând, dezvoltarea relațiilor personale. Aceasta este esențială pentru aplicarea acestei paradigme. Liderii trebuie să cultive relații autentice cu membrii bisericii și să promoveze apropierea spirituală și susținerea reciprocă. În al doilea rând, trebuie să existe angajament și sacrificiu. Liderii trebuie să fie dispuși să investească timp și resurse personale în dezvoltarea liderilor viitori și nu numai, exemplificând sacrificiul și dedicarea. În al treilea rând, trebuie să existe și o valență practică, a crearea de oportunități pentru aplicarea învățăturilor în contexte reale, cum ar fi misiunea sau proiecte ale bisericii. Modelul cristologic al conducerii, bazat pe viața și învățăturile lui Isus Hristos, oferă principii esențiale și relevante pentru formarea și pentru gândirea liderilor în contextul secolului 21. Aceste principii nu sunt doar teologice și abstracte, ci constituie fundamentul practic al unei conduceri autentice și durabile în comunitățile creștine contemporane. Unul dintre pilonii centrali ai modelului hristologic este integritatea personală și spirituală a liderului. Iisus Hristos a demonstrat că o relație profundă și constantă cu Tatăl Ceresc este fundamentul oricărei slujiri eficace și durabile. Înainte de a selecta 12 ucenici, Iisus a petrecut o noapte întreagă în rugăciune. Aceasta nu doar că arată importanța rugăciunii în procesul decizional al liderului, dar sublinează și nevoia de a trăi o viață caracterizată de integritate morală și spirituală. Într-o echipă de conducere a bisericii, integritatea devine temelia credibilității. Liderii trebuie să fie modele de consecvență în aplicarea principiilor creștine în viața lor personală și în relațiile lor publice. Și asta înseamnă să fie transparenți în comportamentul lor, să cultive o viață de rugăciune și studiu asupra Scripturii. În al doilea rând, Iisus nu doar că a format discipoli pentru a-L urma pe El, ci i-a învățat să fie conducători. El nu a căutat Hristos să-și clădească un imperiu personal, ci să răspândească împărăția lui Dumnezeu prin multiplicarea lucrătorilor săi. Aceasta a implicat instruirea, îndrumarea, încurajarea ucenicilor săi să devină pescari de oameni, să propovăduiască, să trăiască mesajul Evangheliei în comunitățile lor. Într-o echipă de conducere, acest principiu implică preocuparea pentru dezvoltarea viitorilor lideri. Liderii trebuie să identifice, să evalueze, să investească în potențialul liderilor tineri din comunitatea lor. Iisus Hristos a arătat prin propriul exemplu că investiția în viața altora necesită nu doar cuvinte, ci și acțiuni, prezență personală. El nu s-a ferit să petreacă timp cu oamenii, să asculte nevoile lor, să le ofere învățătură și îndrumare directă. De aceea acest mod de a face lucrurile nu doar că a construit relații strânse, dar a și transformat vieți și comunități întregi prin puterea și harul lui Dumnezeu. În contextul conducerii bisericilor de azi, investiția în viața altora rămâne la fel de crucială. Liderii trebuie să fie dispuși să sacrifice confortul personal pentru a sluji, să ofere sprijin emoțional și spiritual și să fie disponibili pentru nevoile celor din jur. Implementarea modelului hristologic în conducerea comunitară a bisericii nu este doar un ideal teologic, ci este o necesitate practică într-o lume secularizată și în plină schimbare. Principiile modului de a sluji pe care le vedem în viața lui Hristos rămân fundamentale pentru o conducere creștină, eficace și durabilă. Prin urmarea modelului lui Iisus Hristos, liderii bisericii pot nu doar să gestioneze administrativ, dar să și inspire și să transforme vieți pentru gloria lui Dumnezeu. Acesta este adevărul, pur și simplu.